Mehedințiul va avea reprezentare la prima ediție a Festivalului Internațional al Șahului în Școală. Evenimentul va avea loc în luna iulie la Ploiești și va reuni nume importante ale șahului din țara noastră, dar nu numai. În cadrul competiției, județul nostru va fi reprezentat de echipe de elevi. Una este de la Școala Gimnazială numărul 14, iar cealaltă de la Colegiul Național Pedagogic Ștefano Dobleșa. Micii șahiști mehedințeni devin tot mai cunoscuți la nivel național. Două echipe de elevi vor reprezenta județul la prima ediție a Festivalului Internațional al Șahului în Școală. Evenimentul va avea loc la Ploiești între 3 și 9 iulie. Sunt așteptați să participe sute de copii în condițiile în care și-au anunțat prezența cel puțin 60 de echipe din mai multe țări. Fiecare echipă este compusă din 4 copii și un profesor. În perioada 3-9 iulie 2023 la Ploiești, județul mehedinții va fi reprezentat de către două școli. Este Festivalul Internațional Șahului în Școală, unde județul nostru va reprezenta cu mândrie două școli, General numărul 14 și Colegiul Național Pedagogic. Echipele vor fi formate din doi băieți și două fete până în vârsta de 12 ani, unde sperăm să aducem rezultate ca de obicei foarte bune. Acesta este un festival nou, dar într-adevăr este un lucru foarte bun. Sprijinim cu tot ceea ce ține de noi dezvoltarea șahului în școli. Festivalul se va desfășura în Ploiești. În data de 3 va avea ziua de începere. Concursul le oferă elevilor cu vârsta între 6 și 12 ani oportunitatea de a-și demonstra abilitățile strategice și de gândire critică într-o competiție școlară internațională. Te pregătești, am înțeles, pentru o nouă competiție destul de importantă care va avea loc la Ploiești. Cum te simți? Te-ai pregătit destul? Da. Îți place să joci așa? Da. Cât de des te antrenezi? Foarte des. De cât timp practici acest sport al minții? De un an și 3 săptămâni. Cum ți-ai descoperit această pasiune? De la mama. Urmează o competiție destul de importantă pentru tine, am înțeles. Să-mi spui cum decurge pregătirea, cum te simți că vei participa. Eu mă simt puțin emoționată, dar pregătirea decurge bine alături de domnul profesor. Mi-am făcut foarte mulți prieteni. Vreau să ajung și eu un bun profesor ca antrenorul meu. Ai emoții pentru competiția care va urma la... Puține emoții, pentru că și acolo sunt copii foarte buni. Micii șahiști din Drobeta, Turnu Severin au primit susținere și din partea autorităților locale și județene. Asociația Educație prin Șah a făcut anul trecut o solicitare pentru a finanța anumite activități pentru beneficiile tinerilor din Drobeta, Turnu Severin, lucru care s-a întâmplat. Noi am aprobat o sumă de bani pentru deplasările și activitățile din acest an și ne bucurăm că se văd rezultatele. Această asociație are două echipe cu care merge la un festival la un concurs internațional. Compuse din două fete și doi băieți, sub îndrumarea profesorului coordonator Daniel Moții. Așa cum am obișnuit, Consiliul Județean Mehedinți susține activitățile sportive, susținem și această activitate. Urez mult succes copiilor noștri și sunt convins că ne vor reprezenta cu cinste la acest festival al șahului. Câștigătorul turneului de la Ploiești va primi o bursă de călătorie și cazare la Campionatul Mondial de Echipe Școlare din Kazahstan, ce va avea loc în perioada 3-8 august anul acesta.